soră, mamă, tații de corp al lui fratele Laurențiu, benile care suntem teți, doresc ca Domnul să vă mângâie și să vă binecuvinteze. Amin. Și în scopul acesta, fratele Viorel și cu fratele Dorel, te vor ruga lui Dumnezeu ca binecuvântarea Domnului să rămână peste copii, binecuvântarea Domnului să rămână peste dumneavoastră ca familie. Aleluia. Și Domnul să vă mângâie și să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Tată scump din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, suntem adunați aici în această casă. Amin. Să începem serviciul de înmormântare. Da. Îți mulțumim, o Doamne, că ai fost cu noi în serile de priveghere. Aleluia. Te rugăm acum, o Doamne, în această zi de mormântare, în primul rând te rugăm, mângâie familia care rămâne, Doamne. Mângâie, te rog, acești copii care sunt întristați, supărați, inima plină de durere, pentru că și părinților ies din casa lor, o Doamne, pentru ultima oară. Dar te cunoaște din Scripturi, din experiența noastră, din inima noastră, că ești Dumnezeu al mângâierilor. Te rugăm frumos în numele Domnului Iisus, Tată din ceruri, mângâie acești copii. Mângâie, Doamne, pe surorile lui Cristina și frații lui Cristina. Mângâie familia lui Laurențiu care rămâne, frații lui și sora lui. Mângâie părinții lui Cristina care rămân, amândoi sunt în vârstă, Doamne. O, te rog, lasă mângâierea Ta, lasă protecția Ta, paza Ta peste familia care rămâne, Doamne. Fii cu noi, te rugăm acum, îți mulțumim pentru vremea de afară. Pregătește-ne inimile noastre să auzim cuvântul Tău minunat, cuvântul Tău care ne va mângâia, ne va da nădejde și ne va umple de speranță. Rămâi cu noi, Tată din ceruri, supraveghează Tu slujba aceasta și rămâi binecuvântat în veci de veci. Sufletul nostru te laudă, Tată scump, în numele Domnului Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Cu durere în suflet și amar în inima noastră ne îndreptăm glasul către Tine, aici în mijlocul familiei. Aici unde Laurențiu și Cristina au fost așteptat, dorit și prețuit de cei nouă orfani, Doamne. Aici alături sunt familia și rudenile apropiate, la care te rugăm frumos să-i binecuvinteze, Doamne. Ai promis prin Scriptură că ești apărătorul orfanului și ocrotitorul văduvii. Te rugăm, binecuvintează acești copii, Doamne. Dacă vei îngădui peste România situații, probleme, calamități, lasă îngeri ocrotitori să-i ocrotiască, Doamne. Fă dar ca învățăturile acestor părinți, Doamne, să rămână sălășluite în inima lor, începând cu Beni, Adriana, Unisi, și ceilalți copilași, Doamne. Binecuvintează părinții lui Cristina, Doamne. Mângâie, Doamne. Binecuvintează frații de corp, Doamne. Sora de corp a fratelui Laurențiu, Doamne. Este atât de greu despărțirea, Doamne. Cei cu care ne-am iubit, Doamne. Am discutat și am prietenit împreună. A sosit momentul când pentru ultima oară cei dragi să pleacă de aici, Doamne. Te rog să rămâi mângâiere, Doamne. Cel ce ai spus prin cuvântul Tău căci rămâi păstorul cel bun. Te rog să-i duci la ape de odihnă și la pășuni verzi, Doamne. Iar dacă va veni vremea când, Doamne, în dorința celor care i-au avut ca părinți, Doamne, își vor pleca genunchii, Doamne, și nu va avea cui să adreseze, Doamne, o întrebare sau un cuvânt, fii mama lor, Doamne, fii ocrotirea lor, fii mângâierea lor, fii consolarea lor, Doamne. Binecuvintează în continuare serviciul divin de aici, Doamne. Îți mulțumim că ai fost cu noi până aici, Doamne. Te implorăm și te cinstim, Tată din ceruri, și îți aduce multă slavă prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Folosesc cuvintele Sfântului Apostol Ioan să vi le transmit din partea lui Dumnezeu ca mângâiere și vă rog să le primiți. Amin. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Domnul Iisus Hristos. Pentru că în casa Tatălui nostru sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc, ne spunea Domnul Iisus, să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Amin. La acel loc a plecat Laurențiu și Cristina. Rămâneți cu credință în Dumnezeu și în Iisus Hristos, că acolo e loc și pentru fiecare dintre noi. Amin. Amin.
așa. Să continuăm serviciul de înmormântare, rog să păstrăm liniștea și doresc ca să respectăm pe față de ordine, pentru ca lucrarea să o facem, în primul rând, pentru slava lui Dumnezeu și pentru mângâierea familiei. Vom asculta un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu, la care rog pe fratele Iuță Bulgaru va veni după citirea cuvântului și va face o rugăciune ca Domnul să mângâie această familie, acești 9 copii orfani, părinții lui sora Cristina, frate de cor al lui fratele Laurențiu, rudenile și binecuvântarea Domnului. Prin rugăciunea fratele Iuță ne rugăm să fie peste noi toți. Vom asculta cuvântul lui Dumnezeu care se găsește scris în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începând cu versetul 21. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Iisus i-a zis: fratele tău va învia, știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin. Ne aplecăm inimile și capetele și soțim pe fratele Iuță în rugăciune. Venim să te slăvim, Stăpânul nostru preanalt, pentru dragostea și iubirea ta cea mare, pentru că până aici, Doamne, îndurarea ta a fost peste noi cei prezenți aici. Dorim binecuvântarea ta peste familia aceasta greu încercată. Dorim binecuvântarea ta peste acești 9 copii. Dorim binecuvântarea ta, Doamne, peste frații și sora lui Laurențiu. Dorim binecuvântarea ta, Doamne, peste nepoți, peste toți cei prezenți, peste rudenii, peste cunoscuți, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai lucrat în felul acesta, ai dat un preț pentru că astăzi aici să se vestească Evanghelia, slăvit să fie numele Tău. Vrem să strângem cuvântul Tău în inima noastră. Aleluia. Pentru că, Doamne, tabloul acesta ne vorbește nouă. Aleluia. Este tabloul de mâine al fiecăruia dintre noi. De aceea dorim să ne împrednicești, Doamne, aleluia, să strângem cuvântul Tău, să nu păcătim împotriva Ta. Aleluia. Te rugăm frumos, binecuvântează întreaga asistență. Te rugăm frumos, binecuvântează frații care vor rosti numele Tău. Aleluia. Te rugăm, încinge-i cu putere, dă-le o limbă iscusită. Să-L lasă puterea Dumnezeu peste ei să-i cârmuiască. Doamne, binecuvântează frații și surorile care vor cânta cântări de laudă. Binecuvântează pe toți care vom asculta. Fără ca acest eveniment, Doamne,
pentru noi să fie un problem de cotitură din viața noastră. Dacă până astăzi puteam fost răi, neascultători, vrem să luăm cea mai corectă decizie, să ne întoarcem la tine, să facem voia ta, ca nu cumva moartea să ne surprindă nepregătiți. Îți mulțumim că te-ai dus să ne pregătești un loc în slăbne prea înalte, acolo, Doamne, unde nu sunt priveciuri, unde nu sunt accidente, unde nu sunt înmormântări, unde nu sunt orfani, unde părinții nu-și mai părăsesc copiii și vom fi cu tine pentru vecii vecilor. Doamne, îți mulțumim pentru nădejdea aceasta, dorim să ne dai putere. Dacă va trebui și noi să plătim un preț, împrednicește, Doamne, să-l plătim cu toată dragostea, că înaintea noastră ai mers tu și tu ai fost crucificat pe Golgota între doi tâlhari, între doi făcători de rele, să ne aduci salvarea, să ne aduci mântuirea, să ne aduci grația. Doamne, îți mulțumim, rămâi cu noi mai departe, binecuvântă toată slujba și noi te vom slăvi, Tată iubit, prin Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Care ați avut dragoste ca astăzi să fiți alături de această familie, de acești copii și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Doresc ca Domnul să binecuvinteze frații lucrători care au venit să seamene sămânța Evangheliei. Domnul să-i însoțească cu harul său. Având în vedere că sunt mai mulți frați și timpul trece așa de repede, rog ca frații să aibă călăuzirea Duhului Sfânt și în maxim un sfert de oră, 10 minute va avea câte un frate cuvântul pentru ca să prindem frații, ca să fie în primul rând slăvit Dumnezeu, cât și familia mulțumită și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Doresc ca frații coriști să laude pe Domnul din nou cu o cântare, telefoanele să fie cât de cât ținute sub control, ca să nu se râie și să deranjeze. Avem tot respectul pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici l-am chemat pe Domnul prezent prin rugăciune și eu doresc ca Domnul să-și mărească numele Lui, Domnul să însoțească pe frați cu harul Său și binecuvântarea Domnului în numele Domnului Iisus să fie peste noi toți. Coriște, vor lăuda pe Domnul cu o cântare și ne rugăm ca Domnul să însoțească pe frați în lucrare și ne rugăm pentru ca Domnul să însoțească pe fratele Cornel și Domnul să ajute cu harul Său. Amin. Amin. Frumos va fi acolo
Este o zi de încercare pentru familia Purice, o zi de încercare pentru Biserica lui Dumnezeu din Rădăuț, o zi de încercare pentru multe biserici care l-au cunoscut pe fratele Laurențiu, au cunoscut familia lui. O zi de încercare și pentru mine a fost când am auzit vestea aceasta tristă că fratele Laurențiu împreună cu sora Cristina s-au dus la Domnul. Anul acesta am fost marcat de multe evenimente. Lucruri pe care nu mi le pot explica, lucruri pe care, la care nu găsesc răspuns. Mintea încearcă să dea tot felul de întrebări, mintea încearcă să găsească tot felul de răspunsuri la ceea ce face Dumnezeu. Dar și de data aceasta mă văd atât de neputincios, pentru că sunt doar om, așa cum suntem noi toți de aici. Rămân la cuvântul lui Dumnezeu care spune Dumnezeu este sus în ceruri și face tot ce vrea pe pământ. Aleluia. Sunt în această după-amiază aici, în ziua aceasta înduliată pentru orașul Rădăuț, pentru biserică, pentru familie, nu numai în numele meu, ca și prieten al fratelui Laurențiu Purice, care l-am cunoscut în 1993, cu prilejul unei înmormântări și de atunci am rămas prieteni, și încă prieteni foarte buni. Sunt în numele familiei, în numele a zeci de credincioși sau chiar sute de credincioși din Londra, din Anglia, în numele cărora am venit în locul acesta. Vă aduc toată compasiunea pentru familia aceasta, pentru copiii care au rămas, pentru rudele cele mai apropiate, pentru Biserica Domnului Maranata de aici din Rădăuț. Pentru toate bisericile Domnului din Bucovina care l-au cunoscut foarte mult pe fratele Laurențiu. Și vă asigurăm de toată dragostea în numele Domnului Iisus Hristos care vă purtăm în aceste momente de grele încercare, în rugăciunile noastre. Vrem ca Dumnezeu să fie Cel care să mângâie, Dumnezeu să fie Cel care să aducă vindecare peste rana aceasta. Despre om s-au scris foarte multe lucruri și s-au spus foarte multe lucruri. Singurul lucru care mi-a venit în minte în împrejurarea aceasta, aici când am înaintea mea pe Laurențiu și pe Cristina, pe care i-am cunoscut foarte bine, cu care am umblat în misiune, cu care am petrecut timp în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vis-a-vis de lucrul acesta nu pot să zic altceva decât vorba unui înțelept. Viața omului este ca o lumânare. Și în funcție de cum arde lumânarea se stinge mai repede sau mai târziu. Viața lui Laurențiu a ars tare. Flacăra lumânării lui Laurențiu a fost o flacără mare. Și pentru că a ars tare și a ars cu o flacără mare, s-a stins repede. Cuvântul lui Dumnezeu care poate să ne mângâie. Cred că fiecare din noi ne-am pus întrebarea aceasta: Doamne, de ce ai îngăduit lucrul acesta? De ce ai îngăduit să plece de pe pământ și un tată și o mamă care au rămas, care au lăsat în urmă 9 copii? Sunt atâția bătrâni care așteaptă să moară și își doresc să moară. Sunt atâția oameni care sunt bolnavi și așteaptă din moment în moment să se ducă și ei nu se duc atunci când vor ei. Și un tată și o mamă la 9 copii care aveau viața înainte, care lucrurile erau în procesul lor de mergere. Oamenii aceștia au fost luați dintre noi. Doamne, de ce ai îngăduit lucrul acesta? Nu știu dacă cineva și-a dat un răspuns și răspunsul acela să satisfacă pe tot. Pot să fie ispitiți oamenii să creadă că Dumnezeu a pedepsit acești doi care au plecat dintre noi. Nu cred nicio secundă lucrul acesta.
se pot ridica tot felul de ipoteze și tot felul de gânduri pe care ne le putem face. Că Dumnezeu s-a judecat, că Dumnezeu a condamnat, că... și așa mai departe. Vă rog din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, opriți orice judecată de felul acesta. Vreau să citesc un cuvânt al Domnului pe care David, un om care a știut fiecare moment al vieții pe care noi îl străbatem, l-a trăit din plin. A știut ce înseamnă moarte, a știut ce înseamnă păcatul, a știut ce înseamnă glorii urcate pe Dumnezeu, pe culmi spirituale înalte. A știut ce înseamnă să ajungi în valea umbrei morții. În Psalmul 139, omul acesta ne spune în felul următor în versetul 17. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Noi nu putem înțelege planul lui Dumnezeu. Nu putem înțelege lucrarea lui Dumnezeu. Dar rămânem la ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Aș vrea din toată inima, în aceste momente de încercare, momente în care parcă cuvintele nu-și mai au niciun rost, lucrul acesta și momentul acesta ar fi ultimul lucru la care m-am gândit în viață, să stau să predic la capătul lui Laurențiu, la capătul lui Cristina, care deodată au plecat dintre noi. În situația aceasta mi-ar fi plăcut mult mai mult să stau ca și prietenii lui Iov, care au venit în încercarea lui și n-au spus nimic a 7 zile. Orice ai spune, parcă nu poate să aducă mângâierea de care au nevoie oamenii. Mângâierea de care au nevoie cei 9 copilași care au rămas. Mângâierea de care au nevoie părinții sorei Cristina, rudenile apropiate, frații, surorile, prietenii care l-au cunoscut. Noi oamenii nu putem, dar Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare din noi. Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare inimă. Și Iov spune, cel ce face rana o poate și mângâia, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a avut un moment ca și acesta în care suntem noi. Un bun prieten de-a lui, Lazar din Betania, o casă în care Domnul Iisus Hristos întotdeauna venea cu drag. O casă care întotdeauna ușile erau descuiate, ușile erau deschise pentru cei care vreau să poposească acolo. Nu se punea problema dacă e ora de noapte târzie, dacă e ora de dimineață, dacă e la amiază, nu se punea problema dacă e un om sau doi sau 10 sau 12 sau 20. Casa Martei, a Mariei și a lui Lazar era deschisă, așa cum casa aceasta, familiei Purice, a fost deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cel puțin de când îl cunosc, așa am găsit casa aceasta întotdeauna. Și am venit și la oră târzie din noapte și am venit și la oră de dimineață. Și fratele Laurențiu întotdeauna a avut casa deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru oamenii care fac lucrarea aceasta. Domnul Iisus Hristos, cu mult drag, cu multă iubire mergea în casa aceasta din Betania. Îl întâlnim de multe ori în Ierusalim, predicând cuvântul lui Dumnezeu, vorbind ceea ce a avut în mesajul lui de spus de la Dumnezeu pentru oameni. Și uitați-vă dumneavoastră, Ioan Evanghelistul remarcă de foarte multe ori lucrul acesta în Evanghelia sa. Iisus seara părăsea Ierusalimul și se ducea în Betania la Lazar, la Maria și la Marta. Era colțul în care Domnul Iisus Hristos era primit cu drag. Era locul în care Domnul Iisus Hristos se simțea acasă. Era locul în care Domnul Iisus Hristos era iubit, era apreciat, era așteptat. Așa cum a fost și casa aceasta. Aleluia. Și într-un moment în care peste casa aceea din Betania a venit încercarea, Biblia ne spune că Lazar s-a îmbolnăvit. Și Marta și Maria, care aveau o speranță puternică în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, relația lor cu Domnul nu era o relație rece, nu era una formală, ci era o relație de prietenie strânsă. Au trimis după Domnul și au spus mesajul acesta, vino că Lazar, prietenul tău, este bolnav.
Acum este momentul să vii să-ți arăți puterea. Acum este momentul să vii să-ți arăți că ne-ai iubit și că în casa noastră te-ai simțit întotdeauna bine. M-aș fi așteptat ca Domnul Iisus Hristos să se ducă în momentul în care a auzit mesajul direct la Betania, fără a mai face niciun popas niciunde. Ne-am fi așteptat ca Domnul Iisus Hristos să meargă cu primul tren la Betania, Domnul Iisus Hristos să se ducă urgent în casa aceea sau să spună vorbă de la distanță și Lazar să fie vindecat. Dar parcă, așa cum spune omul, să se facă împotrivă, Domnul Iisus Hristos, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era.